Bine ați venit! Pace, frate Sorin! Haideți să ne ridicăm. M-am gândit după masa asta că e un mare har să pot să vin să vă văd, e un mare har să putem veni la închinare. E un mare har. Și prin faptul că suntem aici, haideți să dăm tot ce mai bun din noi, Domnului. În închinare. Doamne, vrednic ești Tu de toată slava și închinarea. Ne uităm în viața noastră, vedem lucruri care nu ne plac, vedem mâna Ta de Dumnezeu care în fiecare dimineață noiește bunătatea față de fiecare casă, de fiecare frate, soră, de fiecare om. Bunătatea Ta fără margini, înnoită în fiecare zi. Așa s-a întâmplat și astăzi, dis de dimineață, bunătatea Ta s-a înnoit. Am fost aici, ne-am rugat, am ascultat cuvântul Tău, am fost în familiile noastre. Văd mâna Ta de Dumnezeu și după masa asta, prin faptul că ne-ai dat putere și tărie să fim aici. Doamne, îți mulțumesc pentru cuvântul Tău și îți mulțumesc pentru libertatea în care trăim. Mă rog în după masa asta pentru Iulian și Ricci, mă rog pentru cuvânt proaspăt, pentru fiecare dintre noi și puterea tot de la Tine de a înfăptui ceea ce vom auzi. Dă-ne putere să cântăm, dă-ne putere să Te lăudăm, dă-ne putere să fim aici 100%. Mulțumesc, Doamne, pentru fiecare om care a intrat în acest loc. Fie prezența Ta în inima și în viața lui, fie prezența Ta în acest loc, care să modeleze inima noastră, vasul nostru, pe noi înșine. Stăm înaintea Ta cu mulțumire. Și Te lăudăm pentru tot ceea ce ai făcut și pentru tot ceea ce vei face. Slăvit să fie numele Tău. Amin. Jesus Christ, crucified.
Binecuvântat să fie Dumnezeul nostru. Eu cred că ar trebui să mai cântăm, să lăudăm pe Dumnezeu, pentru că noi care avem inima curată, ne șade de bine cântarea de laudă. Vrednic este Dumnezeul nostru. Trebuie să ne obișnim cu cântarea de laudă, pentru că asta vom face și în cer, în prezența Lui. Așa că bunătatea lui Dumnezeu a fost peste noi și se cuvine astăzi să facem un lucru frumos. Frumos este să lăudăm pe Domnul. Cântăm spre slava lui Dumnezeu, ne închinăm. Aș ruga și feciorii ăștia frumos de aici, din prima bancă, și toată lumea să ne deschidem inima și să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. Din fericire nu avem balcon. Altădată eu stăteam la balcon în biserică când eram de vârsta lor și acolo mă puteam ascunde de multe lucruri. Noi astăzi suntem într-o clădire care nu are balcon. E bine, sunt în față. Ne rugăm și cântăm spre slava lui Dumnezeu. Lăsăm Duhul lui Dumnezeu să pătrundă, să penetreze inima noastră. Binecuvântăm pe Dumnezeu prin cântare.
Binecuvântat să fie Domnul. Vă rog să ocupați locurile. Pentru cei care și în această seară, după amiază, ne găsim locul în Biserica Grace, cer binecuvântarea Domnului să fie peste fiecare din noi. În seara aceasta vom avea parte de un cuvânt în limba engleză. Dumnezeu să-l binecuvânteze pe fratele Richard, să binecuvânteze copiii noștri, tinerii noștri și nu uitați că suntem o biserică, sau ar trebui să fim în continuare o biserică care să dovedim înțelegere și înțelepciune. Înainte de a asculta cuvântul în limba engleză și cântările, programul, aș vrea să facem o rugăciune. Datorită mai multor evenimente care au avut loc în metropola noastră, cât și în alte biserici, Dumnezeu mi-a cercetat inima cu un cuvânt din Evanghelia după Ioan, capitolul 11, un cuvânt care vorbește de un episod din viața unei familii. Greutatea acestui capitol 11 este, sau punctul forte, este versetul 25 și versetul 26, unde Domnul Iisus spune astfel: Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Era o familie în Betania care îl iubea pe Domnul. Luca, în capitolul 10, ne spune că iubirea acestei familii către Domnul s-a concretizat prin casa deschisă. Și Domnul, în drumul lui spre Ierusalim, se oprea adesea în această casă din Betania, găzduia acolo. Și dacă ar fi să-L ai pe Domnul, e bine. Dar Domnul, când a mers în casa aia, a mers cu ucenicii Lui. Vă dați seama câte guri de hrănit. Cât deranj pentru o asemenea armată de bărbați. Și familia aceasta și-a deschis casa, dar aș face sublinierea că înainte de a își deschise casa, trebuia să-și fi deschis inima, pentru că nu se poate să-ți deschizi casa pentru cineva dacă nu-ți deschizi inima. Familia asta chiar îl iubea pe Domnul și era gata să facă pentru Domnul mult sacrificiu. Și Domnul, la un moment dat, spune că era prieten cu ei. Ba chiar cu Lazar, cel din episodul nostru din Ioan 11, spune că Domnul era într-o relație de prietenie. Domnul iubea această familie și această familie îl iubea pe Domnul. Ce frumos! Dacă ar fi să vă întreb cine îl iubește pe Domnul, toți am spune lucrul ăsta. Și vă asigur că Dumnezeu ne iubește pe toți la fel. Însă Ioan 11 vorbește de faptul că această familie a fost într-o nevoie odată în viața ei, probabil. Cu siguranță de mai multe ori, dar de data aceasta într-o mare nevoie. Lazar, fratele celor două surori, era bolnav. Și pentru că Iisus nu era departe, se pare că era în Pereia, la vreo distanță de 20 de maile de Betania, pentru că Iisus nu era departe, ei trimit vorbă lui Iisus, prietenul lor, cel pe care l-au primit în casă, cel pe care l-au slujit, l-au omenit cu ceea ce era pământesc, cel care probabil s-a odihnit de atâtea ori în casa lor, era într-o relație de prietenie, și spun Domnului: vino că Lazar, acela pe care tu-l iubești, este bolnav. Și de aici textul se desparte în interpretarea lui în cel puțin două posibilități. Există o perspectivă umană asupra vieții, perspectivă pe care noi o avem. Și dacă ar fi să vă întreb în această după-amiază, ar fi cam următoarele întrebări. De ce cei iubiți de Domnul se îmbolnăvesc? Oare n-ar fi trebuit noi să fim scutiți de boală pentru că noi suntem iubiți de Dumnezeu? De ce îngăduie Dumnezeu ca cei pe care El îi iubește să treacă prin suferință?
Versetul 3 spune așa de clar, Ioan 11, Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Nu numai Lazar a fost atunci bolnav, ci mulți dintre noi suntem bolnavi. Și aș vrea să vă întreb, ne iubește Dumnezeu? E adevărat, ne iubește. Dar câteodată parcă nu simțim. De ce întârzie Dumnezeu să vină, chiar dacă nu este la distanță mare? Versetul 6 spune, și este destul de greu să citești în Scriptură, la prima citire, versetul acesta, Ioan 11, versetul 6. Deci când a auzit că Lazar este bolnav, puteți să citiți ce a făcut Domnul? A mai zăbovit două zile în locul în care era. Și în urmă a zis, haide să ne întoarcem. De ce a zăbovit Domnul? De ce a întârziat Domnul? De ce nu s-a dus Domnul imediat? De ce n-a onorat imediat? Oare nu acestea sunt și întrebările noastre? Doamne, dacă Tu asculți, de ce, Doamne, nu vii acum? De ce, Doamne, nu intervii acum? Domnul e adevărat, are planul Lui, însă dați-mi voi să vă spun că parte din întrebările astea sunt parte din experiența vieții noastre. Toți am avut nevoie de Domnul la un moment dat și am zis, Doamne, intervin acum, Doamne, te rog, nu zăbovi, Doamne, arată-ți slava, fă-ți numele Tău frumos, uite aici o încercare, uite aici o nevoie, te rog, intervină. Deci, ar fi să vă întreb, de ce cei iubiți de Domnul se îmbolnăvesc? De ce întârzie Domnul să vină în ajutorul lor? Sau de ce nu spune un cuvânt de la distanță? Avem în Evanghelie surprins faptul că cineva s-a dus la Domnul și a zis, Doamne, spune un cuvânt. Tu poți să spui de la distanță. De acolo de unde era Domnul, de la o distanță, Domnul ar fi putut să spună, Lazare, fii vindecat și Lazar ar fi fost vindecat. Domnul are puterea aceasta. De ce n-a făcut-o? Versetul 19, în Ioan 11, spune, mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. De ce nu a venit Domnul să mângâie familia îndurerată? De ce a întârziat Domnul? Și întrebările astea sunt parte din perspectiva noastră a vieții. Pentru că noi vedem limitați. Nu-mi permit să spun că avem un căpăstru pe ochii noștri, dar avem o vedere limitată. Înțelegem lucrurile doar din punctul nostru de vedere. Oare nu ține Domnul seama de sacrificiul acestei familii, că și-a deschis casa, inima? Oare n-a ținut și chiar în Ioan 11 spune că Maria aceasta este cea care l-a uns pe Domnul cu un mir de nard curat în valoare de 300 de lei. Dacă este să mergem la alte pilde care vorbesc că plata pe zi era de un leu, era munca unui om de un an de zile. Chiar așa să dai Domnului, numele Domnului lui Dumnezeu, să zic așa vreo, nu știu, 50-100 de mii de dolari și chiar să nu te bagi în seamă? Să faci ceva pentru Domnul și chiar să nu te asculte Dumnezeu, chiar să nu intervină Dumnezeu? Casa deschisă a Martei, oare nu a contat nimic înaintea Domnului? Credința lor, nădejdea lor, că dacă Domnul vine, poate să vindece, oare n-a contat înaintea Domnului? Asemenea lor, sau asemenea acestei interpretări, și noi avem întrebările noastre. Fiți sinceri, când suntem în suferință, ne întrebăm, Doamne, de ce trec pe aici? Dacă mă iubești, Doamne, de ce îngădui lucrul ăsta? Și s-ar putea lucrurile să meargă unul după altul, mai greu, tot mai greu, tot mai greu, și să se precipiteze și să se ducă lucrurile pe un făgaș pe care n-ai vrea și ai spune, Doamne, Tu zăbovești să intervii, Doamne. De ce, Doamne? Oare nu a ajuns înaintea Ta slujirea mea? Oare nu este înaintea Ta faptul că am făcut ceva pentru numele Tău? Am dat, am ajutat, m-am implicat. Oare nu ții cont de lucrurile astea, Doamne? Mi-am deschis casa, mi-am deschis inima. Am fost gata totul pentru Tine. Doamne, Tu nu ești gata să faci totul pentru mine? Dar există o altă perspectivă în text, una foarte frumoasă, e o perspectivă divină, e o privire de sus asupra vieții. Și aceasta spune felul următor, nu trebuie să punem întrebarea de ce înainte, ci trebuie să spunem și cei iubiți de Domnul se îmbolnăvesc.
Asta este realitatea. Nu trebuie să te întrebi de ce, Doamne, ci trebuie să înțelegi din textul ăsta că și cei pe care Domnul îi iubește se îmbolnăvesc. Și cei iubiți de Domnul mor. Și cei iubiți de Domnul gustă din zăbovirea divină sau din izbăvirea divină, dar mai târziu. Și cei iubiți de Domnul vor gusta din izbăvirea finală la un moment dat. Și ce este interesant? Versetul 4 spune că Dumnezeu vrea să se glorifice prin tine, fie prin viața ta, fie prin suferința ta, fie prin moartea ta. Versetul 4 spune, Iisus când a auzit vestea aceasta a zis, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Știți care este perspectiva corectă asupra tuturor lucrurilor prin care trecem prin viață? Doamne, dacă îngădui suferința asupra mea, înseamnă că vrei să te glorifici. Fie numele Tău lăudat, Doamne. Eu nu mă las de Tine în suferința. Chiar dacă nu intervii, chiar dacă zăbovești, chiar dacă aparent nu ții cont de tot sacrificiul meu, eu de Tine nu mă las, Doamne. Știu că din această durere, din această suferință, din aceste lacrimi, Tu îți faci un nume de slavă. Asta spune Domnul. Și asta este interpretarea corectă a acestui lucru. Domnul, când a auzit lucrul acesta, a spus, boala aceasta nu este spre moarte, ci este spre slava lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spunea mai târziu că dacă trăiesc sau dacă mor, Dumnezeu va fi glorificat, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Ce perspectivă corectă ar fi să avem? Doamne, dacă mă ții în suferință, eu de Tine nu mă las, fii Tu glorificat, Doamne. Să vadă tot cerul, să vadă toată biserica, să cunoască toți oamenii că aici este un om care este încercat prin suferință și Domnul de Domnul nu se lasă. El este tare încredințat că Dumnezeu îl iubește. Să nu te îndoiești în suferința ta, să nu te îndoiești în neputința trupului tău, în experiențele prin care treci, că Domnul nu mă mai iubește. Nu, Domnul te iubește. El este cu tine. Versetul 35 este unul dintre versetele cele mai scurte din Scriptură. El arată umanitatea Domnului Iisus. Știți ce spune versetul ăsta? Când te punea să întrebi, să zici un verset din Scriptură, Ioan 11:35. Iisus plângea. Dar versetul ăsta spune mult mai mult decât atât. El spune că Dumnezeu simte cu tine, Dumnezeu îți înțelege durerea, Dumnezeu îți înțelege experiența, dar planul Lui e mai măreț decât planul tău. El vrea să-ți dea o înviere glorioasă. Iisus plângea. Avem versete în Scriptură care spune că Domnul a suferit în toate ca și noi și El simte împreună cu noi. Tu nu ești singur în suferința ta. Tu nu ești singur în problema prin care treci. Domnul este cu tine. Dumnezeu nu este așa distant în universul Lui. Dumnezeu nu este rece, distant. Și Dumnezeu, lui Dumnezeu chiar îi pasă de tine. Oare degeaba să fie scris în Scriptură? Extraordinar. Spune, tu strângi în burduful tău lacrimile mele de pribeag. Ascultați puțin ce ne promite Dumnezeu. Că lacrima care îți curge pe obraz este cuantificată sau este numărată de Dumnezeu. Este strânsă de Dumnezeu. Și în Apocalipsa va spune mai târziu că Dumnezeu va șterge lacrima de pe obrazul nostru. De două ori, și Marta și Maria, câteodată fiecare în parte, rostește această expresie, versetul 21 și versetul 32. Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Doamne, dacă ai fi fost aici. Noi nu gândim la fel. Doamne, dacă ai fi fost Tu, nu s-ar fi întâmplat asta. Dacă. Dar Domnul este acolo. Versetul 37 spune, unii din ei au zis, El care a deschis ochii orbului, nu putea face ca nici omul acesta să nu moară? Răspunsul este, ba da. El putea. Poate Dumnezeu să te izbăvească? Poate. Poate Dumnezeu să te vindece? Poate. Poate Dumnezeu să învie și morții astăzi? Poate. Chiar dacă este destul de ciudat pentru lumea de astăzi să creadă în lucrurile astea. Astea nu sunt povești, nu sunt bazaconii, nu sunt închipuiri, ci este o realitate. Dumnezeu are putere să învie mortul astăzi. Pentru că într-o zi va dovedi lumii întregi
Că nu doar unul, ci toți credincioșii lui vor ieși din morminte. Pentru că nu este 2 metri de pământ, nu-ți pot ține trupul jos sau credința, ci va avea loc o înviere a celor drepți, a celor care au murit în Domnul. El care a deschis ochii orbului nu putea face ca nici omul acesta să nu moară? Vreau să vă spun astăzi tuturor că Dumnezeu poate face toate lucrurile. Ceea ce este cu neputință la om este cu putință la Dumnezeu. Dar dați-mi voi să vă spun din experiența mea. Nu-L pot înțelege pe Dumnezeu de ce lucrează așa cum lucrează. Vă spuneam, și asta a fost o experiență mare în vieții mele, un punct de cotitură enorm în teologia mea. Mă, să știți că a trebuit să plec la un moment dat din această țară și toate lucrurile cum au decurs nu mi-au fărâmat credința, dar m-au zdruncinat pe din lăuntru. Am zis și eu, Doamne, de ce ai îngăduit lucrul ăsta? Și pentru mine a fost o experiență destul de greu de înghițit. Eram cu fratele Pavel în biroul avocatului și când ne-a zis că dacă ai fi fost de o altă orientare sexuală, ai fi avut mai multe drepturi decât că ești păstor, fă-ți bagajul și du-te acasă. Au fost momentele în care nu le-aș fi vrut să le aud niciodată cuvintele alea. Și am zis și eu, Doamne, de ce? Dacă ai fi fost cu mine, n-ar fi trebuit să trec pe aici. Și atâtea lacrimi și atâtea vărsări de inimă înaintea lui Dumnezeu și atâtea momente, Doamne, nu înțeleg de ce. Și am plecat trist, îngândurat, prăbușit, plouat, într-o expresie românească, cu toate orizonturile apuse. Dar totuși cu credința că Dumnezeu este în control. Știți când am înțeles de ce? După ce am trecut de toată experiența. Acum când în fața noastră se derulează și suntem parte, nu înțelegem de ce îngăduie Dumnezeu să trecem pe aici. Dar într-o zi când vom privi în viața noastră, vom vedea tot cursul vieții, vom vedea bunătatea lui Dumnezeu, știe Dumnezeu de ce ne trece pe unde ne trece. Are Dumnezeu un plan și planul Lui e mai măreț, izbăvirea Lui e mai mare, e mai glorioasă. El este înțelept. Atâta suferință este în poporul lui Dumnezeu. Ne rugăm și ne vom ruga pentru oameni măcinați de cancer. Și stăm și se roagă biserica și intervine biserica pe tot pământul acesta. Doamne, ai milă și parcă sunt tot mai puțini aceia de care Dumnezeu are milă în felul acesta să aducă izbăvirea imediat. Dar vreau să vă spun că toate lucrurile sunt pentru slava lui Dumnezeu. Și Dumnezeu își va face un nume de slavă în toate lucrurile. O să vedem și o să ne minunăm de modul în care Dumnezeu a purtat de grijă bisericii Lui. Apostol Pavel spune, prin experiența mea, prin viața mea, prin închisoarea mea, prin suferința mea, prin ochii mei, prin tot Dumnezeu va fi glorificat. Aleluia! Este mai bine să intri în cer sănătos spiritual decât într-o întregire a trupului, dar să fii în altă parte. Vreau așadar să vă rog să avem credință în Dumnezeu. Dacă este cineva în suferință, nu deznădăjdui, Dumnezeu te poate vindeca. Miraculos. El o poate face în clipa asta. El o poate face. Dacă nu o face, rămâi credincios. Va veni vremea în care Dumnezeu te va desăvârși. Rămâi credincios lui Dumnezeu, indiferent de stadiul în care te afli. Vreau să ne rugăm, sora Diana Pant are nevoie de Dumnezeu. Este rău, se simte rău. Aș vrea să ne rugăm ca Dumnezeu, pe baza acestui text, să scoată slava și din această familie, și din această cauză. Ne rugăm pentru sora Lucie. Eu vă spuneam altădată că sora Lucii nu are în biserica aceasta doar familia ei de sânge, ci are în biserica aceasta familia ei de credință. Simțim împreună. Ne doare, dar ne vom ruga și vom stărui la Dumnezeu. Să fie Dumnezeu acela care să dea izbăvire. Vreau să ne rugăm pentru familia Opriș.
pentru copiii care au rămas în urmă, pentru soția care a rămas în urmă. Vreau să ne rugăm pentru familiile, văd în sală pe Brother George, fratele Moise și dumnealor au trecut prin experiența despărțirii nu cu multe săptămâni în urmă. Ne rugăm pentru ei, Dumnezeu să-i întărească și să-i mângâie prin durerea pe care au simțit-o în inimile lor. Dacă mai este în biserică cineva care are vreo cauză de rugăciune, în scurte cuvinte, vă rog să ne spuneți lucrul acesta. Vă rog să vă ridicați în picioare. Haideți să mergem în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să ne luăm în rugăciunea aceasta timp și să ne rugăm pentru părinții noștri. Dumnezeu să-i binecuvânteze cu sănătate, cu viață, să ne bucurăm de ei cât îi avem pe pământ. Aș vrea să ne rugăm în această rugăciune Dumnezeu să binecuvânteze relațiile pe care noi le avem, relații frățești între noi. Dacă există vreun frecuș între cineva, să fim înțelepți, să dăm la o parte și să arătăm iubirea Domnului Iisus Hristos. Pentru că viața e prea scurtă și trebuie să o facem frumoasă, gustând și lăsând iertarea lui Dumnezeu să treacă prin noi și dragostea lui Dumnezeu. Aș vrea să ne rugăm pentru biserica aceasta și nu numai, pentru toți credincioșii care sunt în metropola Detroit. Dumnezeu să aducă o trezire, să aducă o înviorare peste biserica aceasta. Poate Dumnezeu, poate. Aș vrea să ne rugăm pentru tinerii aceștia, pentru băieții ăștia care sunt foarte frumos, acest Andrei, când l-ai chemat pe foarte frumos din partea ta. Domnul să te binecuvânteze. Aș vrea să ne rugăm pentru ei. Ei vin, se uită la noi, înțeleg, pricep. Pricepeți voi mai mult decât vreți să ne spuneți. Știu treaba aia. Când cineva nu vrea să se pochească, își găsește motive. Ați înțeles, nu? Dacă cineva vrea să se pocăiască, înțelege toate lucrurile. Mă rog ca Dumnezeu să vă întâlnească și să aveți experiență cu Dumnezeu. Să înțelegeți că Dumnezeu vrea să fie prietenul vostru, fratele vostru, mântuitorul vostru, Domnul vostru, stăpânul vostru. Ne rugăm înaintea Domnului.
Vă rog să ocupați locurile. Aș vrea să ascultăm în continuare corul de fete cu o cântare spre slava lui Dumnezeu. Apoi Liana și copiii vor cânta spre slava Domnului. Corul de băieți, Lauren și Sarah și apoi din nou corul de fete. Dumnezeu să-i binecuvânteze. Thank you.
Christ and count all else as loss. We won't be shaken, hope won't be taken. We are the people of the cross. Grace, if not.
of my